la mimă, da? Copii! Nu, sunteți pregătiți să acumulați puncte? Da. Cât mai multe? Da. Da? Jucăm o mimă? Da. Da? Mima noastră e un pic diferită. Voi va trebui să ghiciți ce mimează părintele. Da? Dar părintele are voie să-și vorbească de data asta. E foarte simplu. Dar nu are voie să pronunțe anumite cuvinte interzise pe care o să le vedeți pe ecran. Da? Și bineînțeles, cuvântul pe care trebuie să-l mimeze. N-are voie să-l pronunțe. Dar în rest, are voie să vorbească. Dar eu m-aș baza mai mult pe mimică. Că de-aia îi zice mimă. Suntem pregătiți? Valentina! Da, da. Haide, draga mea! Poftiți! Fiecare... Fiecare cuvânt ghicit 100 de puncte. Trebuie să recuperăm aici, da? Poate reușim. Dacă nu, nu-i problemă. Valentina, e foarte important cum mimezi. Este foarte important. Vlad trebuie să ghicească toate cuvintele, da? Ok. Perfect. Poftiți, vă rog frumos, acolo, la locul dumneavoastră. Maestre, pregătit? Paftă multă. Ai încredere, mami, că o să mimeze bine? Da? Bun. Pozele, cuvintele, ceea ce o să vedeți voi, ceea ce va trebui să mimați, fii atent. Ceea ce va trebui să mimați au legătură cu viața voastră personală. Iaca, v-am mai dat un clou și mai ușor, da? Bun. Atenție și 3. 2, 1. Start. Mm. 40 de secunde. Ha! Carate. Aikido. Zi cuvinte. Proască aia. Proască. Ai zis proască, la revedere. Următoarea imagine. Mai cum trebuie să ne uităm. Și? A fost mai devreme în emisiune. Domnul Vasile. Perfect, următoarea. Aha, ți-am cumpărat eu din Spania o bonetă ca să fii... Bucătar. Bravo, următorul! Aha, este câinele pe care... S-a terminat? Nici n-a început bine, s-a terminat. Au trecut cele 45 de secunde, mimează. Da. Mimează, dragă, mimează, că poate ghicești. Nu mai vrei. Te-ai supărat. Bravo! Bun! Bravo. 200 de puncte! Ce stai să ninja! Da, și nu știam cum să le spun. Fiind prima, n-am înțeles foarte bine cerințele jocului și n-am fost pe fază că nu trebuie să folosesc cuvinte. Nici nu m-am uitat la ce scria acolo, ce cuvinte sunt interzise. Și, na, nu știam cum să explic. Oricum, noi părăsisem de mult zona de joacă cu tipul ăsta de jucării. Vlad are alte preocupări și mi-ar fi fost foarte greu oricum să mimez asta. Deci m-am bâlbuit. Ai mimat, ai mimat. Ce mai mimat? Ai spus, ai adus aminte de Vasile Muraru pe care l-am avut mai devreme. A fost foarte greu pentru Vlad să ghicească. Da. Sunteți prieteni dincolo de scenă, nu? Sunteți prieteni foarte buni. Adică asta se vede. N-aș îndrăzni să spun că sunt prietenă cu domnul Vasile Muraru. Domnul Vasile Muraru este directorul și șeful meu și am avut șansa, norocul să lucrăm corect. Acum. Și nu e bine să spui asta, că stai că încercăm. În ultima vreme ne vedem destul de des la sărbători cu familiile. Măi, eu nu pot decât să-mi doresc să ajung să fiu prietenă cu domnul Vasile. Foarte frumos. Foarte. Înseamnă că domnul Muraru nu se supără pe Vlad când vrea să ia locul, că... Opa! Ești gata? Pregătiți? Da? Suntem repede, ghicine repede, da? Atenție, da. Sigur. Și 3, 2, start! Ce are tati? Și merge pe două roți. Motocicletă. Bravo! În afară de mama, cine mai e membru familiei? Eu da! Corect! Mamă! Ce nu-ți place să faci tu când vii de la școală? Teme! Ai zis școală! Mersi, la revedere! Da. Hai! În pomul de la Nașa e plin de... Cireș! Nu! Boară! Ciori! Ciori! Corect! Mamă, 300, gata, asta a fost, 4, da, bravo. Ok, give me 5, bravo. Punctajul obținut, nu pot să spun decât că
mă coafează. Înțelegeți? Ai mai jucat, Mima? Da, dar nu așa cu presiune, cu Sofia care vrea puncte. Păi, asta este. Asta e. Sofie? Baftă. Atenție. Vezi că toate cuvintele au legătură cu familia voastră, da? Ai grijă la cuvintele interzise. Ai grijă la cuvintele interzise. Cuvintele interzise pentru tine vor fi așa. Dragnea. Păi nu, atunci mă las fără pâine, adică... Bun. Și 3, 2, 1. Start! Facem împreună și punem gem. Clătite. Bravo! Cel alb cu care dormi. Ai zis dormit. Hai, următorul. Foarte mare. Elefant. Bravo! Hai! Preferata ta. Ai mâncat în Italia multă. Înghețată? Bravo! Și gata! Bravo! Felicitări! Să o recuperăm pe aia pierdută! 300 de puncte! 300, mami, ai făcut până acum! Bravo! În total? În total? Uite acum, Anu! 700! Uite acum, acum, Anu! Sofia își dorea să ia maximum de puncte aici. Am ratat unul, m-a certat. Nu-i nimic, mai avem timp să recuperăm. Sper că altfel o să-mi facă capul calendar. Vreau să revenim puțin la PSD. Ăsta, pardon, la clătite. La clătite. Mă ceartă. Ce ăla alb, am zis ceva cu dormit. Ăla alb, da. Păi am zis alb. Asta, bun. Da, da, ai zis dormit. Nu mi-am dat trebuia seama. Trebuia să te uiți pe lista interzisă. M-am uitat, dar mi-a scăpat. Ce ți-a spus înainte de probă? Să fii atentă la... Cuvintele interzise. Și mami ce a făcut? Părinții mai greșesc câteodată. A greșit unul, hai să nu fim atât de drastic. Da, dar putea să zică ăla alb. Da, asta e, nu e nicio problemă, dar nu e absolut nicio problemă. A greșit și ea odată. Mami a jucat foarte bine, nu? Da. Cu mami faci clătite, da? Cu tati faci experimente, am înțeles? Da. Da? Inundă casa, fac diverse dezastre, da. Da? Ia să vedem.